Bine ați venit la episodul 4 din Interviuri cu Tincuța. Eu sunt Elena. Iar eu sunt Maria. Astăzi, invitata noastră este Ramona Mitrică, unul dintre principalii ambasadori ai culturii române la Londra. Ramona a ocupat, printre altele, funcția de atașat cultural al Ambasadei României în Marea Britanie, director al Centrului Cultural Românesc și al Fundației Rațiu la Londra, iar momentan este director al Festivalului de Film Românesc la Londra și, în același timp, conduce editura Profusion. Ramona, îți mulțumim foarte mult că ai venit astăzi să stai de vorbă cu noi. Mai întâi te-am rugat să ne spui câte ceva despre activitatea ta de la Profusion. Sigur, cu mare plăcere. Mulțumesc, mă bucur să fiu pe platforma voastră la Povești cu Tincuța. Noi publicăm cărți, traducem și publicăm literatură română în limba engleză. Am început în 2011, atunci am creat Profusion International, o editură privată, mică, creată de mine împreună cu partenerul meu, scriitorul Mike Phillips. Atunci, în 2011, când ne-am aventurat așa, am zis că trebuie să găsim o nișă ca să putem intra pe piața de carte britanică. În același an cu noi s-au înființat alte 3431 de edituri private. Din cărțile publicate în 2011 în Marea Britanie, numai 3% erau traduceri din literatura universală. Și sigur, din literatura română erau foarte, foarte, foarte puține. Noi am început cu 4 titluri. În forță așa am lansat dintr-o dată 4 titluri. Mai sunt și alte edituri în Marea Britanie, mai ales acum, care publică literatură română, dar atunci eram foarte puțin și dacă auzeai ceva de România, în 99, de exemplu, când am venit eu aici în Marea Britanie, era mai mult muzică lăutărească, se auzea despre asta, sau mai târziu Cheeky Girls, în sfârșit în ideea de cultură populară, cultură de masă. Și ne-am gândit că literatura română contemporană ar fi interesantă și mai ales literatura de consum. Ce se citește foarte mult aici în Marea Britanie e literatura polițistă. Crime fiction și true crime, știi? Și așa am început. Am ales câteva romane care ne erau nouă dragi, mie în mod special, câteva povești din timpul comunismului, unele dintre ele, cum ar fi romanul lui George Arion, Atac în bibliotecă, pe care l-am tradus primul. După aceea am tradus chiar un roman polițist care se cheamă Greuceanu, roman cu un polițist al lui Stelian Țurlea. Și sigur, e un personaj care aduce cu personajul basmului Greuceanu. În sfârșit, asta, printre cele 7 volume pe care le-am tradus în limba engleză și le-am tipărit aici și le-am distribuit, le distribuim încă pe piața britanică, atât în format tipărit cât și în format Kindle, se numără și aceste povești contemporane. Ești implicată în relațiile culturale româno-britanice încă de la sfârșitul anilor 90. Dacă ai putea să ne spui 3 puncte comune și 3 contraste între cele două culturi pe care le-ai remarcat tu de-a lungul timpului. Ai zis de la sfârșitul anilor 90. Aș putea să spun chiar de la începutul anilor 90. Chiar după 1989 am plecat din țară cu o bursă la Edinburgh. Și atunci au început schimburile culturale la nivel academic, în primul rând, apoi când am început să lucrez cu scriitorul Augustin Buzura la Fundația Culturală Română în București, au început schimburile culturale mai serioase în domeniul literar, teatru, film. Veneam aici la Londra în 99 ca atașat cultural după ce lucrasem la Washington cu Smithsonian Institution, da, pentru Smithsonian Folklife Festival, un festival foarte mare despre cultura rurală și urbană din România. Și după un proiect mai lung în Japonia, anul cultural românesc în Japonia. Asta fusese în 1998, iar cel de la Washington în 1999. Așa că odată ce am venit în Marea Britanie, mi s-a părut că am venit acasă. Diferențele culturale erau mult mai mici decât cele pe care le întâlnisem în anii anteriori. Și nu am sesizat foarte multe diferențe culturale. Era foarte puțin
din cultura română prezentat și reprezentat în Marea Britanie, în momentul respectiv. Și eu fiind atașa cultural, sigur că mă simțeam obligată, datoare, și eram foarte pasionată, sunt în continuare, să fac ceva, să pun și eu umărul. Și așa cum faceți voi cu poveștile pentru copii, așa am început și eu atunci cu o idee. Știu că primul meu eveniment cultural a fost la British Library, cu scriitori români și britanici, era Anu Eminescu atunci, în 2000. Scriitorii cu care am lucrat și atunci erau Alan Brown John, Jessica Douglas Hume, Mike Phillips, desigur, înțelegeau și au citit cât au putut de mult și ce era accesibil despre România și diferențele nu au fost foarte mari. Nu știu care a fost reacția voastră, știi, ca actrițe când ați venit aici. E un alt sistem, sigur, administrativ și alt tip de distribuție, dacă vorbim de carte. Adică sunt sisteme ușor diferite. Ce am sesizat așa din lucru de zi cu zi și din munca de traducere, umorul e foarte diferit. Umorul britanicilor și umorul nostru, dar până la urmă ne întâlnim. E fascinant câte puncte comune găsim în fiecare zi și la nivelul poveștilor. Eu vin cu povești, ca și voi, povești inspiresc cu creangă. Mă uitam acum câteva zile chiar la una din poveștile spuse de voi. Sunt metafore care sunt întâlnite și în culturi din părți foarte îndepărtate ale lumii. De exemplu, în poveștile caraibiene. Uite, mă uitam la povestea porcului. De exemplu, săptămâna trecută, metafora arderii, arde pielea de porc noaptea și atunci el se transformă în fecior frumos și pleacă peste mări și țări și așa. Aceeași metaforă este și în unele povești din Caraibe și din Guiana. Și mi s-a părut foarte ciudat. Zic, stai să citesc încă o dată, să văd cum e. Și asta e o poveste românească tradițională. Adică, na, nu e unul dintre miturile fondatoare, ce considerăm noi miturile românești, dar este o poveste foarte cunoscută. A fost interesant să-mi aduc aminte și să fiu atentă la cuvinte și la cum aș traduce. Că am văzut că aveți o muncă foarte grea cu traducerea și mi-a plăcut foarte mult, foarte mult și Fata Babei și Fata Moșului și Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. V-am ascultat cu plăcere foarte mult. Mi-a plăcut cum vorbea. Mulțumim foarte mult, Ramona. Noi ne adresăm în special, la momentul de față, copiilor crescuți în diaspora, cărora încercăm să le aducem poveștile tradiționale românești, clasice, în clipa de față. Ce relevanță crezi că are în ziua de azi pentru aceste generații moștenirea noastră culturală din povești și basme? Orice poveste despre părinții bunicilor sau despre primilor ani de viață în România, dacă s-au născut în țară, devine importantă la un moment dat. După atâția ani, când povestesc cu părinții mei pe Zoom acum și cu fratele meu și așa, fiecare seară avem alt episod. Ce episod e în seara asta, știi? Adică sunt poveștile copilăriei noastre. Și poveștile pe care le spuneți voi arată importanța acestor povești. Povești scrise de alții, cum sunt poveștile clasice la care apelăm în primul rând, dar și poveștile noastre personale. Sunt aceste povești cu tematică rurală, nu povești rurale, dar și folclor urban. Noi ne-am oprit, de exemplu, prin cărțile pe care le-am făcut și am șocat comunitatea. Am ales la un moment dat povestea unui criminal în serie, fiindcă aici Jack the Ripper și se citește foarte mult true crime, având acces la dosare de poliție și securitate din anii 70. Am reconstruit povestea criminalului în serie Ion Rămaru și n-am mers pe legende rurale pe care le cunoșteam, știi, astea erau cunoscute înainte. Ce am adus noi nou a fost chiar povestea în sine, adică mărturiile celor care au trăit atunci și chiar mărturii din dosarele de poliție, de securitate și așa. Deci am reconstruit această poveste într-o carte True Crime,
nu e ficțiune, da? O numim poveste, dar este un termen generic. Spune foarte mult despre societate, nu neapărat despre societatea românească dintr-un anumit timp, anii 70, da? Când s-au petrecut, de fapt, când s-au petrecut aceste crime, ci despre povești similare din toată lumea și despre modul în care oamenii reacționează când sunt asemenea tulburări în societate, cum reacționăm ca vecini. Știi? Cum ne implicăm, dar cum ne ascundem, și e o carte deosebit de importantă pentru noi și în etapa asta în care eram, în momentul în care am tipărit râmarul măcelarul Bucureștiului, am zis noi. Este scrisă cartea de Mike Phillips, scriitorul britanic, și istoricul român Stejerel Olaru. Sigur, criticile au venit imediat din partea celeilalte părți a presei. Știi ce relevanță are această poveste? Avem atâtea povești importante în cultura română și noi ne-am oprit tocmai la un criminal în serie. Ideea este că trebuie să fim atenți la ce caută piața, ce se citește, ce vor oamenii, cum faceți și voi acum. Spuneți ce este relevant din fondul ăsta cultural românesc, foarte bogat, ne referim la povești acum, de sorginte populară. Ce este relevant pentru copilul din ziua de azi, copilul care trăiește în Marea Britanie, care are cetățenie dublă, să zicem, da, româno-britanică, ce se poate recupera, pentru ce? Care e motivația? Sigur, comunicarea cu familia, cu bunicii de acasă, sunt multe motivații, multe puncte importante. Văzut că există din ce în ce mai mult interes în comunitatea noastră de aici, din Marea Britanie, pentru povești spuse în limba română. La voi sunt și traduse în limba engleză. Felicitări! Excelent! Asta încercăm și noi să facem cu absolut tot la Profusion și cu filmele și tot, să fie în limba română și limba engleză, și toate discuțiile pe care le avem încercăm să fie și subtitrate, și așa am văzut că voi faceți asta și felicitări! Adică e o deschidere foarte mare și o împărtășire a ceea ce avem noi foarte aproape de suflet și ce cunoaștem cel mai bine. Când am început cu Profusion, de exemplu, știi, am zis cărți din Europa de Est, am studiat, ne-am interesat. Până la urmă, cărțile din România ne sunt cele mai cunoscute și sunt, vorba aceea, multe de tradus. Încă s-a tradus foarte puțin. S-a tradus poezie, s-au tradus câteva piese de teatru, sau mai puțin romane, mai puțin același autor. Încep să apară mai multe publicații, mai multe romane ale acelui așa autor, ca să poți să-ți faci o idee cât de cât, știi, sau dintr-o anumită perioadă a literaturii române. Păi ați început, am văzut, foarte susținut cu povești, cu înregistrări, lecturi. Îmi face mare plăcere. Le-am ascultat de două ori, de fapt. A fost foarte interesată să văd cum traduceți, pentru că unele expresii trebuie să le caut în limba română, să văd ce mai înseamnă. Îți mărturisim, și noi ar trebui să le căutăm. Pentru că toți suntem la capitolul ăsta de traduceri, cum să redăm cât mai fidel, în limba engleză, niște realități autohtone românești, uneori învechite, uneori nu mai există. Să dăm așa un exemplu, Fă-ți frumos. De cele mai multe ori în limba engleză e tradus ca Prince Charming. Dar noi am ajuns la concluzia că Fă-ți frumos al nostru nu e întotdeauna prinț și am ales să păstrăm numele Fă-ți frumos. Suntem foarte curioase dacă ai întâlnit și tu astfel de provocări, de dileme, și cum ai ales tu, cum ați ales voi la Profusion să le abordați. Felicitări! Și noi tot la Făt frumos am fi rămas, clar, clar. Îți spun ceva, cărțile noastre au fost prima dată lansate în universități, la Goldsmiths, la Leeds, și ce apreciau studenții și profesorii, știi? Tocmai partea asta de modalitatea de traducere. Noi am zis atunci the perils of translation, știi? Pentru că am trecut prin etapa asta cu Făt frumos și am încercat să nu traducem, tocmai, să nu traducem cu expresii standard britanice, ceea ce a fost foarte ușor. Găsești echivalențe.
în general. Chiar și cuvântul dor se traduce, știi, că apropo că de cuvinte intraductibile, se traduc toate. Dar am încercat să stăm cât mai aproape de scriitor, de limbajul lui, de metaforele lui. Și exact ca și voi, m-am bucurat când am văzut tot frumos, mi-am dat seama că ați trecut prin aceleași greutăți și probleme ca și noi. Bine, e fascinant, de fapt ne stimulează, știi, și ne place să facem aceste comparații, unde întâlnim noi de multe ori diferențele. Metafore românești, foarte multe sunt de sorginte rurală, conțin cuvinte sau comparații legate de viața rurală. Aici sunt foarte puține așa, foarte puține, pentru că e o altă realitate la care te raportezi și atunci trebuie să găsim ceva încât să păstrăm și feeling-ul și tonul autorului, dar să nu le englezim. Atunci se pierde tot farmecul și sigur nu mai e o traducere, e o altă poveste. Deci specificul cărților noastre și interesul inițial al studenților și profesorilor în domeniul academic era tocmai pentru aceste aspecte, știi? De păstrare a tonului și a spiritului scriturii din limba română, autorului limbii române. Cărțile noastre conțin introduceri ample scrise de Mike Phillips, tocmai pe această temă și despre scriitor și despre felul în care am lucrat la cartea respectivă, conțin note de subsol, îți dai seama, note de subsol în cărți polițiste, știi, cine a mai văzut, dar astea sunt traduceri. Se citește mai greu, dar sigur, poți să treci peste note dacă vrei să citești repede, repede povestea. Însă nouă ni s-a părut important ca să explicăm de ce am ales, cum în cazul vostru, Făt frumos. Și e un nume, nu? De unde vine? Explici etimologia, prezența în alte povești, asta. Dar exact ăsta este spiritul. Și noi mergem tot pe modalitatea asta de lucru, de a păstra ce este românesc, nu numai la nivel de poveste ciudată sau neobișnuită. Pentru că, încă o dată spun, ce am constatat eu este că poveștile noastre sunt aproape similare cu cele de aici, știi? Adică diferențele nu sunt foarte mari, culturale. Avem experiențe similare. Noi demonstrăm cu cărțile pe care le facem noi la Profusion și nu numai cu cărțile polițiste, de exemplu cu romanul lui Augustin Buzura, Raport asupra singurătății, Report on the State of Loneliness, a fost primul roman pe care l-am tipărit și acum lucrăm la traducerea unui alt roman, Drumul Cenușii. Sunt niște povești ușor recognoscibile aici. De exemplu, despre minerii din România. Și aici au fost mine, știi? Cenzura atunci era altceva pe timpul comunismului, dar sunt cunoscute lucrurile astea. Deci nu venim cu ceva complet dintr-o cultură de care ei n-au mai auzit. Au auzit poveștile. Nu sunt diferențe aici. Însă în scritura autorului respectiv pe care l-am ales, acolo stă diferența, acolo stă frumusețea. Și cât de greu este să transmiți asta, știi, că practic traducătorul, trădătorul, rescriitorul, de fapt, știi? Și cam asta faceți și voi. Ca să folosesc un englezism, este clar că vedem ochi la ochi în această problemă. În final, pentru că ești om de litere, am vrea să îți cerem niște recomandări legate de texte literare românești, în special pentru copiii, să zicem, mari și mici, care ar vrea sau ar avea nevoie să se reconecteze puțin cu limba și cultura română. Ați început bine cu Ispirescu și Creangă. Aveți volume de făcut acolo. Sigur, există literatura pentru copii și literatura contemporană cu povești mai aproape de zilele noastre și cu alt fel de personaje, multe legate de lumea digitală și, în sfârșit, adică cu preocupările de aici. Să nu fim foarte diferiți de ceea ce învață copiii români la școala britanică, știi? Deci cumva și acolo e o tehnică, să găsești niște povești cât de cât similare, adică trebuie să ne uităm puțin la ce studiază și ei aici. Și noi când am ales și alegem cărțile în continuare, de exemplu, acum mă uit la literatura feminină, literatura scrisă de femei, pentru că știu niște scriitoare foarte bune din România și îmi plac cărțile lor, în primul rând, dar și pentru că este un trend și un interes și
da, se vinde, câștigă Booker Prize și asta este ce se întâmplă acum, adică cumva să urmărești viața literară contemporană din țara în care ești. Noi suntem aici în Marea Britanie, trebuie să ne uităm puțin la ce studiază tinerii, la ce fel de povești le plac, ce ascultă ei în mod obișnuit și să găsim și niște echivalente în limba română, care sunt sigură că există. Adică trebuie să ne uităm numai pe listele unor edituri mari și să vedem și literatura pentru tineri. Sigur, voi spuneți poveștile în mod special pentru copiii din comunitățile noastre de aici, din Marea Britanie, dar nu văd de ce nu ceea ce faceți voi ar merge pentru toate comunitățile. Îmi place foarte mult cum lucrați pe mai multe planuri. Și felicitări încă o dată. Ramona, îți mulțumim pentru tot dialogul pe care l-ai purtat astăzi cu noi, așa, la mica noastră șezătoare în spațiu virtual. Eu sunt Elena. Iar eu sunt Maria. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați urmărit. Mulțumim în special celor care deja s-au abonat la canalul nostru de YouTube. Ne ajută foarte mult. Puteți face oricând acest lucru apăsând pe subscribe. Apropo, vom avea în descriere și detaliile proiectului Ramonei. Invitata noastră a fost Ramona Mitrică. Vă așteptăm să vă conectați cu noi pe Facebook, pe Instagram și în curând o nouă poveste la Povești cu Timpuța. La revedere!